Cuvântul Domnului spune așa: a ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânind un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezele și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui David, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mai chinuiești. Căci Iisus îi zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu îi trimit afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau și dracii l-au rugat și au zis: trimite-ne în porci aceia care, ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. În urmă s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit, au dat de știre în cetate și prin statele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus, iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, ieșind jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Au început atunci să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lasă să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut Domnul milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce a făcut Iisus și toți se minunau, așa cum ne minunăm și noi în dimineața aceasta de bunătatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în timp ce spunem toți: binecuvântat să fie Dumnezeu, ne ocupăm locurile, amin. Acum să nu vă speriați dumneavoastră de textul acesta pe care l-am citit, ci chiar din contră, să vă bucurați și să aveți inima deschisă pentru ceea ce Dumnezeu ar putea să ne vorbească. Îmi spunea cineva intrând aici, îmi spunea: frate, Domnul Iisus îți dea cuvânt. Iar eu i-am spus: în funcție de cât de mult îți doresc să-mi dea Domnul cuvânt, așa de mult te vei ruga pentru mine. Și am avut, zic și dumneavoastră, cât de mult vreți să vorbească astăzi Dumnezeu, așa să vă rugați. Amin. Mult vreți, mult să vă rugați. Puțin vreți, puțin să vă rugați. Dar eu nădăjduiesc în bunătatea lui Dumnezeu, că Domnul este bun. Haideți să vă spun cum rezum eu programul de dimineața aceasta și apoi intrăm în această cuvântare. În primul rând, permiteți-mi să-mi expun mulțumirea față de conducerea bisericii, fratele Cristian și bordul de conducere. Vă mulțumesc că m-ați primit. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că mi-a oferit această oportunitate extraordinară de a putea să slujesc. Să vă slujesc dumneavoastră. Zic încă o dată: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rezum programul din dimineața zilei de astăzi cu câteva lucruri pe care le-am citit de la dumneavoastră de aici. Programul dimineața aceasta, din punctul meu de vedere, sună așa: să fiți foarte atenți la el. În toată vremea sunt un pribeag. Trăiesc și lupt doar prin iubire, dar nu datorită mie. El este autorul. Orice om are nevoie de autor. Și partea care urmează e probabil ca o aducere aminte că El pe toți și pe mine și pe dumneavoastră ne-a ocrotit. Asta am înțeles în dimineața asta. Puteți să mai spunem încă o dată din toată inima: lăudat să fie Dumnezeu? Vreau să vorbesc, am fost impresionat de cântarea pe care a cântat-o grupul de fete. Nici nu am știut că aveți un grup de fete, dar am aflat astăzi și am fost extraordinar de impresionat de felul în care i-ați pregătit. Bucurați-vă că copiii dumneavoastră sunt în casa de rugăciune și slujitorii lui Dumnezeu. Bucurați-vă pentru asta. Să știți că sunt o grămadă de oameni care nu și-au copii în biserică și se roagă. Probabil că unora ca și aceștia vreau să le vorbesc, dar aș fi vrut să vorbesc și unor copii ca și ei, pentru că în dimineața asta aș vrea să-i prind pe toți în această predică.
Pentru că vorbește de la un moment dat, cred că omul acesta a fost un român din Chicago, cu care s-a întâlnit Iisus. El a fost, este și din Arganda, de la noi din Madrid. El este și din România, omul acesta, și vă spun de ce e român, pentru că e prima dată aproape în Scriptură când Domnul îi zice unuia, taci din gură să nu mai spui la nimeni. Și el așa, ca la noi în Arganda, la dumneavoastră, nu cred că e numai la... Am auzit că s-ar mai face și în altă parte, numai la noi în Arganda, se mai întâmplă să-i spui unui român să nu-i spui la nimeni. Și el spune tuturor. Și Iisus vine să apropie de omul acesta și spune, știi ce a făcut Dumnezeu cu tine? Să nu spui la nimeni. Și el imediat umplut oața, a făcut prorocia pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva despre omul ăsta încă de la început, că eu m-am identificat foarte bine în el. A fost un copil care a crescut la fel ca și copiii dumneavoastră în biserică. Un copil cu tată slujitor și o mamă cu 8 copii. Care s-a străduit, bine, 10, dar 2 i-a luat Domnul înainte de vreme, zicem noi. Dar Dumnezeu are vremea lui. Și mama asta a mea, o femeie destul de slăbuță, aș zice eu, dintr-o perspectivă, așa gândim noi oameni, că un om micuț și slăbuț. Ea e o femeie micuță, dar e o femeie puternică. A crescut 10 copii și toți suntem în casa Domnului, de fapt 8 suntem în casa Domnului. Și slujim toți lui Dumnezeu. Dar n-a fost la început așa. Într-o vreme mi-aduc aminte când eram copil, nu știu câți ani aveam, probabil în jur de 12 ani, cineva venise în timp ce jucam cu mingea, ne jucam în spatele blocului cineva, un băiat din cartier de acolo, de la noi, împreună cu alți băieți, au venit la un moment dat și ne-au deranjat. Ne-au luat mingea, ne mai dădeau palme peste cap, până când a văzut mama. Și care e aia mamă care să-și vadă copilul bătut și să nu zică măcar o vorbă. Și a strigat de pe geam, și a zis, mai lăsați copiii în pace că se joacă. Băieții năzdrăvani au început să strige tare, să insulte, să vorbească, știți cum vorbesc oamenii și copiii din lume. Și la un moment dat mama a zis, măi, voi speria, și a ieșit afară la ei. Numai că copiii nu s-au speriat. Și s-a apropiat la un moment dat un băiat de mama și a lovit-o cu piciorul și a căzut jos. Pentru prima dată nu i-am înțeles pe pocăiți. În casă la noi am avut un frate bolnav de epilepsie pe care Dumnezeu l-a vindecat. Pentru că 2 oameni s-au rugat noaptea, la 3 dimineața, la lumânare, pentru că Ceaușescu l-a și curent. S-au rugat și Dumnezeu a coborât în casă și a vindecat copilul. Și a ieșit tata pe geam și a strigat când a văzut mama jos, atât. Băi, nu ți-i rușine, mă! Să dai într-o femeie. Și s-au speriat. Și au fugit. Nu l-am înțeles pe tată. Că eu am zis atunci, trebuia să sară pe geam, că să te ia la parter, să meargă, să-l ia de gât. Că toate, domnule, dar până la familie, ziceam eu. La voi nu cred că sunt din aceștia care zic așa. În momentul acela a intrat în mine un duh de răzbunare, o dorință de răzbunare și am făcut sport câțiva ani de zile că voiam neapărat să-i văd și pe ei la fel ca și pe mama, căzuți jos la pământ. Când a fost mic mi-aduc aminte de tata și de mama cu Biblia în mână și cu rugăciune și de fiecare dată când veneam acasă, serile noastre adeseori se încheiau cu adunarea tuturor în salon sau în cameră la stat de vorbă cu Dumnezeu. Poate permiteți să deschid aici o paranteză. Să știți că exemplul acela m-a urmărit o viață întreagă. Știți, viața mea nu a rămas așa, măcar că mă rugam cu tata și cu mama, nu l-am înțeles pe Dumnezeu multă vreme, pentru că aveam alte apucături, zice eu, umane. Am fost și eu odată la corul de copii și am fost și eu odată la grupa duminicală. Mi-aduc aminte că învățam cu fratele măcelarul din Timișoara, de la Elim, de la Timișoara, învățam să cânt chiar și la violă, că voiam să vin în casa de rugăciune să slujesc lui Dumnezeu. Bine, eu voiam acordionul, dar o zis, prima oară vezi la violă, te bag în orchestră, de-abia după aia te învăț la acordion. Și n-aveam încotro și a trebuit să învăț la violă.
Și în casa de rugăciune, la un moment dat, mi-a făcut un prieten. Un prieten. Și apoi mi-a făcut un prieten. Și veneam cu părinții la biserică și fugeam în timpul programului la biliard, la barurile din zonă. Când mă trimiteau părinții la biserică, mă întrebau cine o predicat, cine o cântat, nu se dea live atunci. Nu existau camere. Și bineînțeles că eu când veneam de la biliard, întrebam pe frații de acolo, cine o predicat, cine o cântat, cine o dat îndemn, ca să știu să dau raportul acasă. Și încet, încet, viața care trebuia să fie în mijlocul minunilor lui Dumnezeu, în mijlocul vindecărilor sau tot lucrurile pe care le-a făcut frumoase Dumnezeu în casa noastră, viața mea s-a transformat exact ca și acestui om. Pentru prima dată, la 14-15 ani aproape, a venit mama să mă caute la pușcărie, sau mai bine zis, primoară la arest. Și atunci, prima oară când am plâns, că n-am plâns până atunci, cred, nici când mă bătea maică-mea nu plângeam, că râdeam. A fost prima oară când am plâns când a venit mama la arest și a trebuit să-mi aducă buletinul. Și mi-a zis așa, cu lacrimi în ochi, mi-a zis, Darius, ce trebuia să mai fac pentru tine? Și n-am făcut. A lăsat capul jos, a venit cu un frate polițist de la o biserică și a lăsat capul jos și am plâns. Și am plâns mult. Și asta, probabil că aș vrea să le spun prima oară unor tineri. Omul acesta a fost un om care probabil că a crescut și el la școala duminicală. Dați-mi voie să-l aduc așa, să-l actualizez în ziua de astăzi. Un om care a stat, a cântat cu corul, cu grupul de copii. Mama, sfaturi bune. Tatăl, sfaturi bune. Că nu puteam să-i imput nimic părintelui în cazul acesta. Numai la un moment dat, omul acesta a început încet, încet să umble cum nu trebuia. A început să-și facă un prieten care fumează. Și în timp ce mama îl întreba unde ai fost, el spunea că a fost să cânte cu prietenul lui să facă repetiție. El spunea că merge sâmbătă seara să se pregătească, că duminică dimineață el cântă. Și pleca cu prietenii lui, zicea cineva chiar zile trecute, când mă suna mama, când a venit în America, mă suna mama la ora 10 seara să vadă dacă m-am culcat. Și răspundeam din pat. Ea nu știa că viața începea de-abia de atunci încolo. Un om care a fost educat bine, a trăit cu Biblia, dar care nu și-a dat seama că orice lucru rău făcut fără Dumnezeu te poate la un moment dat lega atât de tare încât toate dorințele de bine să nu mai poată folosi la nimic. Vreau să vă zic ceva pentru dimineața zilei de astăzi, pentru că am citit un lucru aici, știți, spune Biblia la un moment dat, așa am citit astăzi, că a ajuns Iisus la celălalt țărm. Și vreau să vorbesc în dimineața zilei de astăzi, pentru că suntem, probabil că ieri, nu știu cum ți-ai trăit aseară viața, una dintre dumneavoastră, probabil că o să, pe unul dintre dumneavoastră măcar să poți să-l prinde în contextul acesta, nu știu ce ai făcut aseară, dar ești așa cum s-a spus la rugăciunea dimineață, când se îngâna ziua cu noaptea, ești așa la un țărm de zi. Vreau să spun numai ce poate să facă Dumnezeu și asta ar fi predica mea din dimineața asta de ieri și până astăzi. Vă arăt atât. A început mama la început să-l pedepsească pe băiatul ăsta, cum a pedepsit și pe mine. A început la un moment dat să vină să-i dea sfaturi bune. Stau de vorbă și eu câteodată cu copiii mei și îmi petrec câte o oră jumătate, stau cu ei și zic, hai să vorbesc, să văd ce să le mai spun și cum să mai spun. Soției mele nu îi place să-i zică copilul, să-i întoarcă vorba, să-i spună, stai să spun că tu nu înțelegi. Când aude soția că întoarce vorba, și zic, lasă-o să vorbească, lasă-o să zică. Vreau să te înțeleg pe tine și încerc prin toate părțile să înțeleg copilul și să-i dau sfaturile cele mai bune. Încep să citesc cărți, am început să citesc cărți, să întreb frați ce ar trebui să mai fac, nu mă stau de vorbă cu copiii și probabil că așa ai făcut și dumneata, frate, răștează aici. Și a dat sfaturile cele mai bune și la un moment dat ai zis, nu mai merge și ai început să-l pedepsești, ai zis, îl voi lega pe copilul ăsta.
Să vorbesc cu prietenul lui, cu părinții prietenilor lui și să spun, domnule, rupe legătura asta. Pentru că legătura asta de prietenie nu aduce nimic bun în viața copilului meu. Numai că s-ar putea să fie deja puțin cam prea târziu pentru tine, când părinții tăi și-au dat seama de pe ce căi ai epucat tu, tânărule drag. Și nici legătura, nici pedeapsa, nici statul în casă, nici treci în camera ta, izolarea, nici singurătatea, nimic n-a mai ținut pentru omul acest. Au încercat părinții să facă orice, spunându-i la un moment dat, certându-i și au zis, ne faci de rușine. E prea mult, nu mai putem, te-am educat, slujesc în biserică, nu mai pot să cânt în biserică, nu mai pot să predic Evanghelia, copile, m-ai făcut de rușine, nu mai vreau să aud de tine. Și la un moment dat, mama îi spune copilului, du-te, nu mai pot. La noi în Spania s-a făcut chiar la televizor o emisiune, zicea, fratele cel mare, unde un om vine în casă la niște oameni, unde părinții nu mai pot să facă nimic cu copiii. Că au ajuns copiii atât de violenți încât pur și simplu părinții se închid în camere în timp ce ei dau cu picioarele în ușă, le fură bani din casă. Auzeam pe un portar de discotecă spunând în fața mea, i-am zis la un băiat că intrare, i-am zis unui băiat că intrarea costă $150 de euro. Și a zis, băiatul, stai că acum te rezolv. S-a sunat pe maică-sa acasă și a spus, de nu-mi dai 150 de euro acum în transfer, vin acasă și sparg tot. La care portarul ia telefonul de la băiatul ăsta și zice, Doamnă, vă rog să nu-i faceți niciun transfer, că ăsta nu intră aici. O grămadă de oameni și de copii care au ajuns așa, pentru că și-au făcut la început o prietenie nevinovată. Că au probat odată o țigară nevinovată. Că doar nu e păcat, doar una. Doar una. Și încet, încet, părintele a început să strige, să caute ajutor și a venit și a vorbit cu un părinte duhovnicesc. Vorbește tu, te rog, cu copilul meu, că pe mine nu mai ascultă. Și au încercat oamenii, și au încercat frații de la biserică, și au încercat bordul de conducere, și au încercat prietenii mai apropiați. Vorbește tu că probabil că în tine are încredere. Pe tine te știe că vine de mulți ani, vine de mulți ani în casa noastră. Vorbește tu cu el, frate. Și-o stat de vorbă și omul ăsta cu copilul și nu s-a întâmplat nimic. Și la un moment dat a fost dat afară de toți. Și-o zice ceva, tu nu mai ai loc între noi. Știi ceva, tu nu mai poți să stai nici măcar, nu te mai lăsăm să intri aici. Tu la întâlnirile noastre, la sărbătorile noastre, la noi, când în casă, când se face, nu știu, o zi de naștere, pe tine să nu te prime aici. Nu ești bun de nimica, n-aduci decât rău în casă, n-aduci decât ceartă, decât scandal, decât rușine, știi ceva, ne-am săturat de tine și l-au scos pe copilul acesta afară, undeva, și l-au lăsat într-un mormânt, legat cu lanțuri. Vreau să vă spun ceva, dumneavoastră, aici. Sunt unul dintre copiii care au trăit așa ceva. N-am ajuns în morminte. Dar adeseori când întâlneam pe frații mei, când se întâlneau și stăteau la rugăciune și vedeam pe ei cum vorbesc despre Dumnezeu, întotdeauna m-am simțit o oaie neagră acasă. Când vorbeau despre pocăință și îmi ziceau, bine, tu... Acum tu te pocăiești. Atât de tare mă dureau chestiunile astea, simțeam respingerea familiei și nu, niciodată nu m-a făcut treaba asta să fiu mai bun. Niciodată nu m-a determinat lucrul ăsta să fiu mai bun. Și întotdeauna mă încăpățânam mai tare. Mi-aduc aminte de momentele când mă prindeau părinții mei la rugăciune și ziceau, vină încoace, stai și tu la rugăciune cu noi. Mi-aduc aminte și prorociile, și pialele am înțeles greșit. Când auzeam că venea prorocul și vorbea fratelui meu și zicea, așa vorbește Domnul, bărbatule, dacă vei sta lângă mine, dacă vei rămâne în continuare cu mine, te voi binecuvânta cum nici măcar n-ai visat. Și când se întorcea pe către mine, zicea de mine, așa vorbește Domnul, băiatule, de nu te întorci la Dumnezeu, diavolul pe urmele tale vrea să-ți ia viața. Și ziceam lui Dumnezeu, adică mă meriți? Și nu l-am înțeles pe Dumnezeu.
N-am mai înțeles la un moment dat nimica din ceea ce reprezenta Dumnezeu. Vedeam minunile din casa noastră și mă uitam la ele. Vreau să vă dau un sfat, dacă se poate, dragi părinți. Vă spun ce cred că a funcționat cu mine, poate că unii dintre copiii dumneavoastră funcționează. Mai mult decât bătaia, mai mult decât trasul de urechi, dacă era ceva ce mă topea pe mine, știți ce era? Când îmi punea maică-mea mâna pe cap și maică-mea vă spun că aveam niște mâini bătătorite, spăla la scutece în vană, de n-aveți idee. Câteodată stătea pe marginea vanei și plângea. Era roșie până aici. Dacă îmi punea mâna pe frunte, pe creștetul meu și îmi spunea, mi-aduc aminte că eram fan Moise Lucaci când eram copil și nu mai putea băga în biserică decât zicea puiul mami. Zice, hai că vine fratele Moise Lucaci. Și eram topit nu de Moise Lucaci. Zic, nu pus mâna pe ei. Și m-am topit ani de zile, numai așa intram în biserică. Și vă zic un lucru. Nimic nu mi-e puternic decât iubirea. Ca așa am citit aici. Lupt doar prin iubire. Nimic, orice pediapsă, orice fel de legătură, orice fel de alungare, nimic nu-i mai puternic decât iubirea. Fac o recomandare, iubiți-vă copiii, mai ales pe aia care-s plecați departe, vine acum în minte, fiul ăla risipitor, a cărui tată n-a făcut nimica, nimic rău, ca să fie acuzat. Probabil că și ăla era cu arătat cu degetul când treceau prin fața porții lui, ziceau lui, iau-te-l pe ăsta. El și copiii lui. Unde ți-i copilul, bă, omule? Stătea el așa, capul plecat. Și cea mai mare dovadă de dragoste pe care a putut-o să o dea a fost că niciodată n-a intrat în casă. Imaginez că striga soția, probabil de acasă, că avea acasă soția aceea, cred că e femeia aceea din Proverbe 31, care dătea la toată lumea de lucru, care făcea o grămadă de lucru, o grămadă de lucrări în casă. Și la un moment dat, când mâncarea era caldă, striga la bărbat, hai în casă, hai să mânci tu ceva. La care el zicea, ce să mânc? Îți de 5 zile în post, aștept să vină copilul acasă, să se pocăiască. Și apare o conferință de tineret. Zicea asta, vine copilul, în sfârșit, vin frații, au făcut o conferință, slăviți să fie Domnul, că era sigur la conferința asta. Vine copilul meu, să-l vezi cum se pocăiește. Vin invitați din România, vin invitați din America, vin invitați din toate părțile. O să fie Domnul și Domnul va lucra. Și va veni și copilul meu. Și la un moment dat se ridică praful așa și apare câte un copil. Și apare copilul fratele, se pocăiește ăla din orchestră, ăla din fanfară și nu se pocăiește copilul meu. Dar până o zi, când coboară Iisus pe țărmul acela pe care n-am mai coborât niciodată pe țărmul vieților noastre, unde sunt am ajuns noi la capătul puterilor, când nu mai avem putere, să știți că încă Dumnezeul nostru are putere. Puteți să spuneți toți din toată inima spre slava Lui, glorificat să fie numele Domnului? Oameni buni al lui Dumnezeu, când toți oamenii au încercat, de asta motivația mea ar fi, știți pentru ce? Pentru rugăciune. Continuați iubindu-vă copiii, continuați să vă rugați pentru ei, pentru că mare putere are Iisus Hristos, mare putere de mântuire. Știți, am auzit astăzi aici, spunându-se lucrul acela, nu știu dumneavoastră, că vreau să vă zic ceva unora dintre voi, probabil că unii dintre voi sunteți deja omul acesta aici. Probabil că unii dintre voi sunteți deja aici. Mă bucur așa de mult să știu că puteți să veniți încă în casă de rugăciune. Nu știu dacă dumneavoastră, deși am auzit enunțată treaba asta, am auzit anunțându-se de dimineață, de la prima oră, că Domnul este prezent în mijlocul nostru în adunare. Și eu cred asta din toată inima mea și nu o spun ca să vă fac pe dumneavoastră pe placă. Și de ce spun asta? Pentru că chiar l-am simțit în dimineața asta prezent pe Domnul aici, în locul acesta. Și dacă îi rog pe Domnul ceva, iar aș vrea să fie singura mea rugăciune, rog pe Dumnezeu în dimineața asta să ne asculte tuturor rugăciunile. Nu știu pentru ce v-ați rugat dumneavoastră, nu știu dacă sunteți aici unii care, părinți care vă rugați pentru copiii dumneavoastră, dar vreau să vă dau doar în boldul acesta, rugați-vă că într-o zi se va apropia Iisus de ei.
Și când se apropie Iisus de ei, tot ce n-ai putut să faci tu, tot ce n-ai putut să faci tu, poate să facă Iisus Hristos, că e mare puterea sângelui Lui. Nici o intenție bună. La nicio zi de naștere omul acesta n-a auzit sărbători fericite, la mulți ani copilul meu. Hai să te iau în braț. N-a auzit probabil decât cuvinte din acestea, ești prea rău, ne-ai făcut rușine. În Columbia, o fată, la un moment dat, mânată de un duh destul de rău, a ajuns să fie anorexică, a suferea și de o boală incurabilă din cauza anorexiei. A fost adusă în fața unui om al lui Dumnezeu și aruncată, că părinții nu au ce să facă cu ea, aruncată așa pe scena aceea, la conferința aceea. Lăsat-o nevastă într-o margine. Au încercat oamenii tot, și la vrăjitor au mers. Nu înțeleg pe oamenii care merg la vrăjitor, dar oamenii ei și-au încercat tot. Au adus-o, au pus-o pe scenă, lăsat-o acolo. Și în timp ce predica predicatorul Evanghelia, fetița aceea, mânată de un duh, a început să fie liniștită, s-a ridicat în picioare și l-a lăudat pe Dumnezeu. Că unde toți oamenii spun, nu se mai poate, unde, eu îmi imaginez, gândiți-vă dumneavoastră, câte lanțuri avea omul ăsta la picioare? Un lanț? Două? Ce credeți că stătea cineva și lua lanțurile? Hai să schimbăm lănțișorul de la picior, domnule. Oare câte bile, câte lanțuri, câte poveri se puseseră pe picioarele acestui băiat, de câte ori le-a rupt? Oare cum stăteau picioarele lui, cât de umflate? Oare ce răni avea el acolo? Și el continua să strige și el continua să facă scandal, în timp ce părinții nu mai știau ce să facă cu el. Dragii mei, când se coboară Iisus, nu știu că ați observat dumneavoastră aici, calcă Iisus Hristos pe țărm. Odată a călcat. Nu omul acela a început să strige prima oară Iisuse, ci Iisus a strigat prima oară. Biblia spune că omul acesta a început să strige, sau diavolul, duhurile rele strigau din omul acesta: te rog, ce avem a face cu tine? Ai venit prea devreme? Strigau asta, pentru că zice Biblia așa, dacă vă uitați la un moment dat, pentru că Iisus zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Când a pășit pentru prima dată Iisus Hristos pe țărmul acela, primul lucru, n-a dat binețe, nu s-a întors, zic că mulțumesc că am venit la dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc că m-ați primit, Domnul să vă... El direct s-a uitat că acolo, la țărmul acela, al neputinței, era un om legat de duhuri. Și înainte să vorbească oricine, înainte să-l pună în temă, înainte să se dea programul din dimineața aceea, Iisus Hristos s-a uitat acolo, a văzut pe cineva care are nevoie și a strigat de dinainte: duh necurat, ieși afară! Vreau să întreb pe noastră, a ieșit? A ieșit duhul necurat din om? Oare Dumnezeul nostru s-a schimbat? Oare putea să strige și în dimineața zilei de astăzi către cauza dumitale și să dea Iisus Hristos rezolvare? Oare poate Iisus al nostru? Haideți să vă arăt cum era omul acesta și ce se întâmplă cu omul acesta, la care am spus că nici intențiile, nici sfaturile, nici legăturile, nici singurătatea, nici respingerea, nici rușinea, nimic n-a funcționat la el. Dar când a venit Iisus, au început la un moment dat să cadă legăturile de pe el. Au început la un moment dat ca lucrurile imposibile pentru orice om să devină posibile pentru el, pentru Iisus. V-ați imaginat vreodată când se trezea omul acesta, cum, ce zicea el despre el? V-ați imaginat vreodată când stătea el și se vedea în cimitir, probabil într-un moment de luciditate, cum zicea? Unde-i mama? Unde-i tata? Unde-i mis prietenii? Unde-s frații de la corul de copii? Unde-s? Mi-aduc aminte că făceam o grămadă de prostii și ce spuneam, că mă opream cu frații mei, că aproape toți am făcut sport. Stăteam așa și după ce făceam o grămadă de prostii, ne întorceam unul către altul și ziceam: bă, tu ți-ai seama de unde ne-a scos pe noi Dumnezeu? Și din nou la prostii. Pentru că în viața oricărui copil, inclusiv a copilului dumneavoastră care azi e rău, să știți că există un moment de luciditate.
Mi-aș dori ca momentul acela de luciditate să te vadă pe tine, lângă El, că ești cu El și că, așa cum am citit de pe programul acesta, că tu lupți și trăiești prin iubire. Nu știu dacă mai ai puterea asta, dar mă rog ca Dumnezeu să-ți o dea în dimineața zilei de astăzi, pentru că eu cred că Dumnezeu încă mai poate să ne întărească pe fiecare dintre noi. Toate lucrurile, când vine Iisus acolo, se schimbă. Stăpânirea celui rău cade la pământ, legăturile sunt smulse, minunile se întâmplă, începe să existe activitate spirituală, există sănătate spirituală în locul acela, eliberează Iisus Hristos sub orice putere, pentru că nu există putere mai mare decât puterea lui Iisus Hristos. Nu există. Probabil că nici tu nu mai crezi în ea, dar vreau să spun adevărul acesta încă o dată și apăsat. Am toată puterea, zice Iisus, în cer și pe pământ. Dincolo de puterea lui Iisus, nu mai este altă putere. O are pe toată. Și îl rog pe Domnul acesta al nostru, pe Iisus Hristos al puterii, îl rog să dea putere în dimineața zilei de astăzi. Există cineva slăbit aici, Dumnezeu poate să te întărească. Doamne, întărește-ți biserica în dimineața asta. Face ca vocile străine să amuțească. O grămadă de voci străine. Unde vine El, duhurile fug din prezența Lui. Că-i Domn și peste ele. Știu că tu nu poți să faci nimic cu duhul de tutun. Știu că nu poți să faci nimic cu duhul de alcool. Dar poate El. Poate Dumnezeu! Poate Dumnezeu! Ruinații, falimentarii, li se dă succes, li se dă abundență, pentru că a pășit Iisus într-o pustie unde stai tu și înainte să vorbești tu cu El, a vorbit El cu tine. Înainte să strige oaia aia care era acolo, că s-a dus de plăcere, ea să vadă, să mai floreze lume. De plăcere s-a dus oaia și înainte să strige ea ceva, Iisus a numărat repede și a zis, lipsește, mă duc după ea. Iisus al nostru e plin de iubire. E plin de iubire. Și mai zic o dată, Iisus este aici. Același Iisus de atunci. E în dimineața asta la Chicago, biserica noastră, pregătit să răspundă la nevoia pe care Tu ai anunțat-o sau n-ai pucat să o anunț, pentru că zice Biblia, Doamne, nici nu mi-ajunge gândul, nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu îl cunoști întru totul. Asta e Dumnezeul care am zis că e aici în dimineața asta. Știți, nu contează cât de împotrivitor este omul din casa ta, pentru care te rogi sau cât sau de când te rogi. Ce contează cel mai mult să nu lupți tu cu El, ci să lași pe Iisus Hristos să lupte El pentru tine. Pentru că biruința întotdeauna e a Lui și niciodată a ta. Dacă cineva poate să aducă biruință, ăsta e doar Iisus, pentru că El este Domnul biruinței. Puteți să spuneți încă o dată, dar doar cei care vreți să spuneți din inimă, ceilalți vă rog să nu spuneți. Doar cei care vreți să spuneți din inimă, puteți să spuneți împreună cu mine, slăvit să fie Dumnezeu? Amin. Toată această prezentare până aici, am vrut să vă fac ca să înțelegeți că adeseori știu, ai încercat cel mai bine pentru tine și pentru casa ta, știu, ai încercat cel mai bine pentru copiii tăi, știu, intențiile tale au fost bune, știu. Știu că plângi noaptea, știu că plângi ziua, știu că plângi întotdeauna, dar vreau să te încurajez, vine vremea când Iisus coboară și în casa ta. Vine vremea când te vei bucura de faptul că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și cred eu din toată inima mea că nu-i departe ziua aia, ziua aia e foarte aproape. Românul ăsta îl eliberează Iisus Hristos și e primul evanghelist al Bibliei. Interesant că la noi, nu știu cum e la dumneavoastră, dar la noi la biserică trebuie să-i chem pe oameni din timp să le spui, Domnule, du-te, fă și tu ceva pentru Dumnezeu. Tot te chinui să găsești un cadru în care să-l prinzi și pe el forțat ca să vină să facă și el ceva pentru Dumnezeu. Ăsta când s-a văzut eliberat, a zis, nu știu ce faceți voi ăștia alați.
Au zis, Doamne, eu după tine vreau să vin. Mă las să vin după tine? E primul om la care zice Iisus, nu vreau să vin după mine. De aici. Mă, unde să mă duc, Doamne? Du-te că nu vreau să stai pe lângă. Doamne, vreau să fac ceva. Vreau să spun și eu, nu știu, pe lângă tine. Dacă pot să spun și eu un tare amin pe acolo, prin biserică. Lasă-mă și pe mine să vin lângă tine. Zice, nu, du-te acasă la tine. Du-te acasă la tine. Du-te. Păi nu aștept, de-abia așteptat ăsta, mi-l imaginez, iertați-mi această frază pe care urmează să spun, dar imaginez că stătea cu călcâile în ceafă. Hai să-l găi acasă, de-abia s-am apucat să meargă la maică sa să-i spună, mami, uite-mă aici! Eu sunt ăla care am fost ieri în întuneric, m-a luminat Iisus! Eu sunt ăla care am fost prins în tot felul de patim, în vicii, vreau să spun ceva, m-a eliberat Iisus! Ieri, mamă, eram plecat, astăzi sunt liber! S-a apropiat Iisus de mine! Vreau să spun ție, vreau să le spun vecinilor, celor care ieri te acuzau și arătau cu degetul despre tine, vreau să le spun și lor, Iisus ne poate libera pe toți! Și a început să spună prin decapole, mi-l imaginez un fel de Iona, strigau ăștia și la el, mai tași din gură, strigați și acum două zile. Și ieri când eram în cimitir, toată asta a spus către mine, mai tași din gură. Și atunci strigam beat. Astăzi vreau să vă strig, vă spun ceva. Astăzi strig, vezi că-s viu! Și cel ce m-a înviat, Iisus, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Oameni buni, datorită acestei eliberări pe care a făcut-o Iisus Hristos, în inima omului acestuia s-a născut ceva. Ce ar trebui să existe în fiecare inimă a oricărui creștin. Permiteți să vă întreb pe dumneavoastră. V-a eliberat pe voi vreodată Dumnezeu? S-a atins Dumnezeu de vreun dintre voi? V-a ascultat Dumnezeu rugăciunea și aici în biserică n-a trimis un bilet sau probabil că nici măcar n-a trimis un bilet, a stat undeva în casă, în pat neputincios și că nu te-a căutat sau nu te-a auzit nimeni, i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă îți mai pasă de mine, te rog frumos să te atingi de mine. Sunteți aici? S-a atins Dumnezeu de voi? Când ai spus ultima oară ce a făcut Iisus pentru tine? Când ai povestit oamenilor, hai să spun ce s-a întâmplat cu mine? Hai să spun, nici nu trebuie să spun cine am fost, că tu mă știi bine. Că noi doi ne-am certat. Ne-am bătut noi. Eu ți-am furat banii. Eu te-am înșelat, știi cine am fost? Hai să spun cine sunt astăzi. Când ai spus ultima dată? Asta n-avea nevoie de prezentări? Toți te-au, l-ai îndrăcit. Era cu lanțuri la picioare, n-avea lănțișoare de aur, vă promit. Avea alte lanțuri. Dar pe toate le-a zdrobit unul și același care este prezent dimineața aceasta cu noi la închinare. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Când mă uit în Scriptură, am văzut la un moment dat ceva în Biblie extraordinar, ceva ce m-a uimit. Și vă las asta pentru dumneavoastră, pentru că vreau să vă arăt un lucru interesant pe care îl face Dumnezeu. De acolo Iisus, după ce l-a eliberat pe omul acesta, el din momentul acela nu a mai făcut ce a vrut el, n-asta să se mai uite să vadă, domnule, ce se petrece, care e modalitatea prin care frații, cum mai așează ei lucrurile. El a știut doar un singur lucru, eu trebuie să merg să spun oamenilor ce a făcut Iisus cu mine. Știți ce se poate întâmpla datorită faptului că tu vorbești? Uitați, partea finală spune așa, că el a început să vestească prin decapole tot ce a făcut Iisus și interesant, toți se minunau. Toți. A plecat Iisus de acolo și să vedeți că lucrul acesta nu e singular. A plecat Iisus de acolo și a venit pe sărmul un alt sărm. Pe un alt sărm unde era altul cu altă problemă. Copilul lui murise. Și a plecat de acolo puțin mai înăuntru și s-a întâlnit cu un altul, cu o femeie muribundă, cu o scurgere de sânge, s-a vorbit în dimineața asta de ea. Și a venit la sărmul vieții unei femei care a zis, vreau să vă spun ceva, nu mă interesează ce credeți voi, nu mă interesează care sunt mătănile care se fac pe aici, vreau să vă zic ceva, de mă ating de Iisus, Iisus mă poate curăți. Și s-a atins de Iisus. Mai încolo merge Iisus.
Și se duce Iisus la un moment dat, se întâlnește, spune Marcu 10, dacă citiți Matei capitolul 9, se atinge Iisus la un moment dat de doi orbi când intra în Ierihon. Uitați ce interesant, la zid, la poartă, la țărm acolo, se vine Iisus. Se atinge de doi oameni care cerșeau, doi cerșetori. Acolo, la intrarea în Ierihon, se atinge de ei, vindecă, oamenii ăștia au fost și acuzați, să tacă, e prea mult, e prea multă lume, nu mai veniți și voi, nu deranjați pe învățătorul. Și oamenii ăștia, în mulțimea de voci, i-au zis, nu, noi ne apropiem de Iisus, că Iisus ne poate vindeca. Citiți Matei capitolul 9. Se apropie de Iisus și în apă că Iisus se iasă afară din Ierihon, că doi ori stăteau la partea aia altă. Și au început să strige ea cât puteau. Iisuse! Fiul lui David, hai vină de mine! Știți de ce au strigat ăștia? Că doi ori fuseseră vindecați la poarta asta, dar n-au tăcut! Și a mers să spună ce a făcut Dumnezeu cu ei. Știți ce se poate întâmpla când tu vorbești despre minunile Dumnezeu? Știți ce se poate întâmpla când tu spui oamenilor de la serviciu, de la școală sau chiar acasă, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla minuni. Dumnezeu acolo în casă poate să facă aceeași treabă cu cel ce aude. Îl poate întări pe un om care e disperat, deznădăjduit, dezamăgit probabil, lipsit de putere, lipsit de credință, Dumnezeu îl poate vindeca pe ăsta. Și mai mult, la rândul lui, se merge spune și la altul. Ce să faci? Tu ce faci cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Ce faci cu ea? Închei spunându-vă doar atât. Într-o zi, frații mei m-au chemat la o conferință de tineret. Și m-am dus cu țigările în buzunar. Jucasem fotbal cu câteva ore înainte, bătusem pe cineva pe terenul de fotbal. Și am venit și eu, că mi-era rușine de ei să le zic cumva nu. Am intrat la sala de sport, m-am urcat și eu cât mai sus. Așa, la ultimul etaj. Să fiu departe de tot ce mișcă acolo, pentru că oricum eu nu voiam să mă întorc la Dumnezeu. Știam că într-o zi o să vină ziua când mă voi întoarce, dar nu acum, altă dată. Numai că planul meu și planul lui Dumnezeu a fost total diferit, pentru că o singură chemare la biserică, hai Daru și tu la biserică, a făcut diferența. Că de nu eram în dimineața aceea, în locul acela, nu m-aș fi întâlnit cu Dumnezeu. M-a chemat, a mers și am stat așa, dorind să se termine programul, să mă duc în continuare la viața mea. Aveam vreo 13 ani de când fumam. Aveam de pe la vreo 12 ani, 13 ani o grămadă de activitate violentă. Și nimeni nu m-a putut elibera de ele. Vă spun ceva, că suntem între noi, vorba nu știu cui. Nu ne aude nimeni decât tot internetul. La un moment dat, nici soția mea nu mai îngăduia să mă apropie din cauza mirosului de tutun. Și asta nu a fost o motivație destul de puternică să mă las de ele. Îi promiteam că da. Mestecam de la ceapă la gumă de mestecat, la orice, numai și numai, ca să nu se prindă ea, că i-am mințit-o și am păcălit-o. Și m-am dus la seara aceea. Și am stat acolo așteptând să termine. Și când s-a terminat, nu s-a terminat cum am vrut eu, ci s-a terminat cum a vrut Dumnezeu. Pentru că un singur cuvânt, hai lângă Iisus, poate să facă diferența în viața celuilalt. Oameni buni ale Dumnezeu, motivația asta vreau să vă las. Și cu asta închei. Nu uitați ce a făcut Dumnezeu pentru voi. De fiecare dată când veniți în locul acesta, încercați să lăudați din toată inima pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este mai bun decât gândim noi. Știți ceva? Nu pentru faptul că avem noi bani lăudăm pe Dumnezeu. Nu pentru faptul că avem sănătate. Uitați, nu și eu la același personaj, la aceeași persoană la care s-a uitat fratele păstor înainte. Întrebați-o pe sora care a venit în scaunul acesta. Întrebați-o dacă Domnul e bun și pentru ea. Că nu faptul că sunt în picioare și m-am venit în sănătate îi arată bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu s-a văzut acum 2000 de ani pe lemnul crucii din Golgota. Că dacă eu astăzi sunt vindecat de cancer, dar nu m-am pocăit, nu-mi folosește la nimic, că mor peste 20 de minute sănătos. Dacă m-a vindecat Dumnezeu azi de cea mai grea boală din lume și mor în accident de mașină și nu m-am pocăit, nu-mi folosește la nimic.
Dar dacă în culmea bolii, în culmea necazurilor, în culmea, dacă vreți, crizei și a falimentului, eu rămân lângă Dumnezeu, vreau să vă zic, nimic nu este pierdut. De aceea vă recomand asta. Vorbiți oamenilor ce a făcut Dumnezeu cu voi, nu despre bani, nu când de asta e vorba. Vorbiți cu oamenii, ce a făcut Dumnezeu cu voi, nu despre ce ați construit cu mâinile, ci despre ce a construit El în viața voastră. Și ceea ce construiește Iisus, e o diferență între ce construim noi și ce construiește Iisus. Ce construim noi cade și se surpă. Ce construiește Iisus rămâne pentru veșnicie. Pentru că oricine trăiește, sau pentru Iisus Hristos, El nu moare niciodată, ci trăiește pentru veșnicie. Pentru că El, Iisus, are putere. Închei cu asta. El, Iisus, m-a ocrotit. Dumnezeu să vă ocrotească în continuare. Amin.